Noi demisii la guvern. Premierul Dorin Recean a anunțat luni după amiază numele celor care părăsesc cabinetul de miniștri. Se întâmplă după ce anterior președintele țării, Maia Sandu, a sugerat că executivul trebuie să opereze remanier pentru a oferi rezultate societății în mai multe domenii. Știu că așteptările oamenilor față de guvern sunt foarte mari și este natural așa să fie. Și iată că în ultimele săptămâni am analizat împreună cu reprezentanții societății civile, împreună cu toată lumea din asociațiile profesionale, cu membrii CSM-ului, membrii CSP-ului, dar și a altor oameni care au exprimat necesitatea de schimbare în guvern și în actul de guvernare. Am discutat, evident, și cu deputații fracțiunii majoritare din Parlament. Am consultat și pe platforma prezidențială. Am discutat cu asociațiile de profil, după cum v-am spus, dar și cu diferiți experți. În domeniul afacerilor interne, trebuie să asigurăm o mai bună sinergie între subdiviziuni și o coordonare eficientă a eforturilor din partea echipelor de management a subdiviziunilor din cadrul internelor. La fel de important este procesul de negociere cu Uniunea Europeană și este nevoie să valorificăm mai mult pentru sistemul de afaceri de interne și pentru sistemul de securitate și asigurarea ordinii publice din Republica Moldova. Prin urmare, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, Adrian Nefros, a fost demis. Locul acestuia va fi ocupat de actuala secretar de stat, Daniela Misail Nikitin. Am muncit pentru a sprijini parcursul european al Republicii Moldova, fiind convins că acesta este drumul cel mai bun pentru un viitor prosper. Sunt sigur că echipa Ministerului Afacerilor Interne va continua să contribuie la consolidarea acestui obiectiv național și la apărarea valorilor democratice. Rămân dedicat Republicii Moldova și cetățenilor săi, pregătit să susțin eforturile pentru binele și securitatea țării, indiferent de context. Și ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a părăsit funcția deținută pentru a prelua un nou portofoliu ministerial. El va prelua funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, funcția care a rămas vacantă după demisia anunțată de Andrei Spânu. Totodată, funcția vacantă de ministru al Agriculturii ar urma să fie preluată de Ludmila Catlabuga, o tânără antreprenoare care deține pentru moment funcția de director executiv al Asociației Fermierilor Producători de Lapte din Republica Moldova.